Domnul Ciuc acum, să mergem. Acum schimbăm puțin vizualul. Domnul Ionaș seamănă așa la costum, biomarin, cu alb, cum poartă domnul Ciucă. Să vedem. Ați făcut armata, domnul Ionaș? N-am apucat. Atunci tot cu mine vorbești. N-am apucat, exact. Exact, să schimbăm. Am făcut o recrutare și formă gata, s-a schimbat Constituția. Unul ăsta și în slujba țării. Vedem acum această imagine cu care ne-am obișnuit. Dar vezi că azi am văzut una nouă. N-au mai zis un ostaș. Zic în slujba... Am văzut una nouă astăzi. În slujba țării. Au scos un ostașul. General în rezervă, nu știu, candidat la președinția României. Am văzut un vizual pe drum. S-a lansat cartea și probabil a trebuit să schimbe. Da, cartea care poartă această denumire în slujba țării și care este povestea vieții sale plus programul de candidat. Programul pentru România. Viziunea pentru România pe pilon. Cum ziceam, o șmecherie ingenioasă asta cu cartea. Nu am fost foarte fericit așa, când îl vedeam n-am fost foarte fericit cu negru ăsta. Da, exact așa. Nu mi s-a părut că e o chestie care ar putea fi o chestie ok pentru o carte, dar eu n-am văzut niciodată asta ca un ad pentru o carte, ca o reclamă pentru o carte, ci pentru un candidat, în mod evident. Cred că am și comentat la mine, eu aș fi zis servesc patria, în armată. Așa răspundeai când te felicita cineva sau dacă te promova un grad sau ceva, ăsta era răspunsul. Felicitări caporal la omul vis, sau invers. Ai fost degradat. Și tu trebuia să răspunzi, servesc patria. Și mi se pare că servesc patria era mult mai mișto decât un ostaș în slujba țării, dacă mă întreb pe mine. Și putea să fie ținut și drept care spune tot în slujba țării, dacă stai să te gândești, dar e propria armatei române. Cum se poziționează Nicolae Ciucă? Mi-ați făcut o analiză foarte, foarte interesantă, dar, repet, nu mă așteptam la Marcel Ciolacu în raport. Nu mă așteptam pentru că aveam un alt fel de sentiment apropo de... Așa estimam eu că dumneavoastră veți veni cu o altfel de abordare. Nu mă așteptam. Este foarte corect, dar nu așa o vedeam eu la Marcel Ciolacu. La Nicolae Ciucă se identifică cu electoratul PNL? Nu. Dar Ciucă nu e penelist. Despre ce dracu vorbim? La partidul ăsta, săracul partid, PNL, ultimii, câți președinți m-au avut? Vreo 3 președinți, cred că, nu știu dacă sunt ultimii, că mai e și Șică între ei, Ludovic Orban, dar Iohannis, Ciucă, Câțu, cum se vorbea, că sunt președinți, nici nu știu, s-au uscat cerneala pe adeziune. Deci tu ai că trebuie să fii 5 ani membru de partid și vin oamenii ăștia de nicăieri în PNL direct președinți. Mie mi se pare că nu-i pune partidul, dacă mă întreb pe mine. Nu sună că i-ar pune partidul. Bun, și dacă așa Nicolae Ciucă nu se identifică cu electoratul PNL, cine e electoratul PNL? Nu o să reușească să-l capitalizeze și să obțină voturi. Nu o să reușească, despre asta vorbim. De-aia nu cred că o să câștige. Că candidatul, contracandidatul cu șanse la Ciolacu, la ora asta e Ciuc. Nu e altcineva. Și mie că nu e... N-are profilul, n-are... Teoretic, ăștia... Teoretic, dacă te-ai luat că PNL-ul și-ar onora blazonul și numele așa istoric, te-ai aștepta să aibă clasa aia de mijloc în spate, să aibă antreprenorul român, să aibă pe oamenii din corporații și așa mai departe. Păi, Ciucă este un... Și eu habar n-am ce a făcut el acolo în Afganistan, am tot respectul pentru serviciul lui militar, dar este din cu totul altă lume. Adică un militar apeviști, noi pentru noi, civilii din privat, militarii sunt apeviștii, armata pe viață. Ăia sunt ăia pe care i-am cunoscut, care ne-au fost locotenenți și ne-au frecat icrele în armata acum 30 ceva de ani. 30 și prea mulți de ani, ca să placă să-mi amintesc. Și Ciucă e din alt film. Este un om venit din aparatul de stat, da? Că armata cumva numai privată nu e. Da? Vorbește butucănos, e așa închis, e tot timpul uit așa, în gardă. Cu ce legătură are cu electoratul PNL? Dacă electoratul PNL e format din foști militari și foști ofițeri descoperiți sau acoperiți, atunci avem o altă discuție. Dar eu cred că cu ceea ar trebui să fie electoratul PNL, nu-l simt. Nici măcar cu acel electorat, quasi PSD, pe care îl găsesc cam și la PNL, în țară și până sate, ca să zic așa. Nu-l simt că peneliștii îl simt pe Ciucă ca pe unul de-al lor. În măsura în care sunt și, cum spunea domnul Ionaș, disciplinați, ca cei de la PSD, sau nu, scuze-mă, tu spune. În măsura în care au disciplină, vor vota candidatul partidului. Dar nu cu entuziasm. Disciplina se impune, din cât cunosc eu politică, disciplina se impune de președintele partidului și de oamenii din prima linie a partidului pe care acesta îi are și cu care controlează și conține partidul. Știu.
Nu, eu cred că își va lua voturile partidului, deși, uite, în sondaje este sub ele, dar nu cu entuziasm. Adică vor, îl vor vota pe Ciucă, peneliștii, domnule... De unde ar putea să președinte? Mai rupă voturi Nicolae Ciucă? Să rupă, nu văd. Să-i mai vină în turul 2 e altă discuție. În turul 2 e o altă discuție. Că poate să ia de la Lasconi, poate să ia și de la Joană, din, cu cât e creditat. Dar pentru turul 1, la ora asta, nu cred că rupe de la nimeni. Ia ce are PNL-ul de dat. Cât din PNL îl votează. La nivel de discurs, cum l-ați? Cum îl percepeți? Eu cred că el așa stare să fie... Deci pe vizual nu vă convinge. Nu. Mi-ați spus că ați fi ales alte culori, nu negru. Da. Acest negru ce vă inspiră? Eu bănuiesc că el a vrut să transmită sobrietate. Mie e negru ca la toată lumea. Mie mi inspiră mormântare. Nu am ce să fac. Pentru mine negru e culoare... la Mercedes, dacă vrei, e negru. E ok. Eleganță. E ok negru. Dar pe panouri, mi se pare că... Mie mi se pare... Ok, eu cred că vrea să transmită sobrietate, asta militară, decență. Nu, mai bine făcea dreapă cu cachi. Mai bine poza în uniformă, în uniforma de camuflaj sau știi, dacă vrea să fie mai de acțiune. Dar mie mi se pare că tu trebuie să dai speranță, tu trebuie să dai viitor acolo oamenilor. Trebuie să le povestești ceva de bine oamenilor ca să te voteze. Băi, de uite unde o văd eu. Sau, dacă ești, dar nu Ciucă, Șoșoacă trebuie să povestești de rău. Nenorocire. Dar Ciucă mi se pare că el trebuie să vorbească despre bunăstare, despre ce ar trebui să fie în discursul Partidului Liberal. Da, bunăstare economică, deschidere, libertate economică, lipsă de Dar poate este efectiv legi, sloganul care îl reprezintă cel mai bine pe el ca om, și anume că a fost așezat în fruntea partidului, aproape ce mi-ați spus, și se află în slujba țării. Eu sunt de acord, dar trebuie să reprezinte, să reprezinte și pe electorat. Acum, dacă ele l-a impuse... De exemplu, mie mi s-a părut de bine că un general bine văzut la NATO mi-a apărut de nicăieri prim-ministru în România când îmi bate războiul la graniță. Nu mi s-a părut o chestie rea. Doamne ferește, zic, băi, măcar... V-a inspirat siguranță. Da, zic, băi, măcar NATO e cu ochii pe noi, americanii sunt cu ochii pe noi și zic, ia puneți-l pe băiatul ăsta, terminați-vă cu prostile, cu gâlceava. Inclusiv în cer scuze românilor, pentru că domnul Ciucă, atunci când a preluat imediat funcția, avea o cotă de favorabilitate uriașă, păi, tocmai pe acest considerent. Nu, când ai frică aici și ți-a venit exact. O soluție garantată de NATO, de aliatul tău principal, zici, domne, e soluția bună. Acum vorbim despre o cu totul altă paradigmă, în care el trebuie să ia voturi de la populație. Și pentru asta, eu cred că oamenii nu se identifică cu el, pentru că... Și apropo de discursul lui, eu cred că el așa de tare s-ar bucura să nu mai pună nimeni să vorbească. Deci eu cred că se simte atât de stânjenit și de nu e propriu deloc să vină la discurs. O notă pentru domnul Nicolae Ciucă. O notă... Pentru vizual, așa, bineînțeles. Pentru vizualul... 4 a stat, e doar Marcel Nu, lui o să-i dau 5. Îi dau pentru innovative strategy. Pentru că povestea asta cu inventat o carte ca să poți să umpli România de panouri electorale. Not bad. Mi se pare o găselniță isteață. Apropo de pe cine ar vota românii în turul 2, știu, mi-ați spus că trebuie să aveți răbdare, apreciez, apropo de acuratețe, dar așa, sunteți sociolog. Știți foarte bine care e apetența votantului român. Cunoașteți foarte bine tipologiile și ceea ce alege, de fapt, românul, cum merge să își voteze președintele. Cum ar trebui să-și calibreze Nicolae Ciucă strategia de acum încolo să fie una câștigătoare? Există două bazine electorale despre care, în momentul de față, putem considera că s-ar duce în turul 2 către oricare dintre cei doi candidați. Nu vorbesc despre votanții doamnei Lasconi, votanții domnului Gioană. Probabil, în cazul doamnei Lasconi, cei mai mulți dintre cei care vor mai merge la vot vor merge către domnul Ciucă. În cazul domnului Gioană va fi o împărțire oarecum. Unii, de asemenea, nu vor merge. Dar avem două bazine electorale care reprezintă undeva la 20-22% dintre cei care vor vota. Bazinul lui George Simion și a doamnei Șoșoacă. Aceste două bazine pot merge către oricine. Sunt și bazine electorale cu cea mai mare încredere în proprii candidați. Cei care votează pe doamna Șoșoacă cred în proporție de 99% că doamna Șoșoacă va câștiga. Adică e o pasiune din aia, o votează cu o dorință și o pasiune. Asta-s problema cu votul universal. Exact. Aici e problema cu votul universal. Votează orice. În turul 2 nu știm dacă ei ar mai vota, dacă vor mai merge la vot. Dacă se vor duce mai degrabă către domnul Ciolacu sau către domnul Ciucă. Deci e posibil orice scenariu. Și de aceea mie astăzi mi-e foarte greu să pun degetul pe unul sau pe altul. Evident că
la nivel personal pot face tot felul de speculații, dar ei știți cum, cum aș spune la loto acum. Eu îmi permit. Ca și cum aș spune la loto și aceleași șanse le-aș avea să câștig. Deci nu. Bun, dar ce ar... Nu e adevărat că sunt 50% cu oricare. Acum ați doi, da. Dacă ați doi, ai 50% mult mai mult decât la orice loto. Ce i-ar determina să aleagă, să-și îndrepte, să-și direcționeze votul către un anumit candidat? Mesajele. Polemica, de aceea, atacul. De aceea toți candidații la prezidențiale din România, de exemplu, au un discurs extrem de moderat, spre deosebire de ce se întâmplă în Polonia. Vin de acest discurs de echilibrat, da, așa? Pentru că avem un procent uriaș al populației care e foarte îngrijorată și ar prefera ca România să fie așa cum a fost toată istoria, undeva la mijloc, ai și cu aia și cu aia, să vedem. Să fie bine, și să nu fie rău. Probabil toți au aceste date, probabil toți văd cine este acel electorat și de aceea vedem inclusiv la Mircea Joană, da, la care te așteptai să aibă, nu, vedem un discurs moderat. Pentru că toți se gândesc, domnule, cum îi abordez pe aceea. O să avem un profil de președinte cu minte, liniar, așezat. Nu. O să avem un candidat cu minți. Să știți că cea mai mare frustrare a electoratului din România o reprezintă modul în care este reprezentat România pe plan extern. E una dintre cele mai mari frustrări, indiferent de clasa din care fac parte respondenții, adică și cei din clasa de mijloc, cei din foarte bogați și cei foarte săraci, spun același lucru. Mi se pare că nimeni nu ne reprezintă în extern așa cum mi-aș dori eu. Adică asta cu politicianul cu minte funcționează în interiorul clasei politice și pe parcurs. De acolo și vin voturile lui Joan. Exact. Oamenii, de exemplu, oamenii astăzi îl consideră cel mai bun președinte din ultimii 30 de ani din România, în proporție de peste 30%, pe Traian Băsescu. De ce? Pentru că după două mandate ale președintelui Iohannis, ei își dau seama că eu nu vreau un moderat. Eu aș vrea pe unul care să țină lucrurile în frâu. Și e natural. Românii n-au educația asta democratică de atâta amar de vreme. Exact, da. Ei în continuare votează cu omul, nu cu structura, cu nu cu partidul, nu cu ideologia. Exact. Nu cu... Votează cu omul, ce Dumnezeu. Că de-aia îi vezi în cea mai mare măsură că ies la președinție. Care teoretic, stăteam de vorbă la povestea asta până 91 pic, numai 3, nu mai țin minte. Am fost într-o excursie în Danemarca, cu tot felul de șefi de organizații politice și nepolitice, nu știu ce, să învețe democrație. Ei la Parlament să învățe și noi. Era 92, 93, nu știe nimic. Sau poate și 91, nu mai țin minte când am fost. Și eu acolo spuneau ăștia, domnule, cu cât e foarte stură, în țările astea fără tradiție democratică, votează oamenii mai implicat, cu cât e ăla mai departe de ei. Zice, domnule, pe tine te interesează consilierul local și primarul tău, infinit mai, ăla, cu ăla e interacțiune infinit mai mare decât ai tu vreodată cu președintele țării. La noi e invers, la noi e întoarsă cu fundul în sus. Ce mai interesează, bă, cine iese la mine la sector sau la mine la... Președintele. Președintele, ăla mă reprezintă, ăla e tovarășul meu. Și oameni nebuni. Dar de-aia zic, eu nu văd de unde. Iar aici când ziceți unde se vor duce cele două bazine, analizați de acord, unde se vor duce în funcție de mesaj, eu cred că e în funcție de ce mesaj le dau Simion și Șoșoacă, nu de ce mesaj le dă Ciucă sau Ciolacu. Adică Simion și Șoșoacă vor avea acest rol de a da ritmul campaniei? Da, tu, 2, direcția votanților lor pentru turul 2, cu siguranță. Wow.